Vai și amar de acel bărbat care n-a înțeles săracul că femeia e un înger ce a făcut contract cu dracul. S-au făcut studii de caz și ca să înțelegi ideea, chiar și astăzi se întreabă ce vrea domnule femeia. Sigur vrea să o iubești, să vrea și libertatea, ai grijă să nu o sufoci, vrea nimic și vrea de toate, să-i fi tată, frate, soț, bucătar, mecanic, văr, să-i fi tot și nu cumva să ai pe haine un fir de păr. Te miroase ca și un câine antrenat de FBI, iar dacă îi pari suspect, tu în cale să nu-i stai, că te întreabă și acuză ca un avocat de seamă și te duce și te aduce de nu știi nici cum te cheamă. De te îmbraci la patru ace zice că ești infidel, dacă nu te aranjezi, vai, nu te aranjezi de fel, dacă taci se ia de tine, cum că nu-ți pasă de ea, dacă începi să contrazici nu e bine nici așa. Dragi bărbați, eu vă înțeleg, femeia e o enigmă, că nici cursul valutar ca femeia nu se schimbă. Răspunsul la întrebare e scurt și cuprinzător, femeia e șef în toate, tu fii șef în dormitor.